Ne-am cerut scuze, doamna Cristina, de la Mustafa. De la cine? Nu e bine, Mustafa. Nu e. Da, Mustafa, am zis bine. La Mustafa? Da. Mustafa. Știi că urmează. Păi nu că i-am promis că îi cumpăr una. Scuze, dacă nu exact. Găsesc, dacă nu găsesc una la fel, o să iau una asemănătoare și mult mai frumoasă. Da, să plătească mai mult. Nu repară faza. Găsim păi asta și spuneam, doamna Cristina, i-am și explicat. Găsim un bazar, doamna Cristina. Dar promis că nu mai repeți. Nu e problemă. Nu. Bun. Vezi că mi-ai promis mie. Nu, dar n-am zis că da. Am zis că nu. Nu promiți? Nu. Promit. Cum mai nu promiți? Doamna Cristina, promit eu că doamna nu mai dau Cristina. Motive ca să facă. Doamna Cristina, asta, da. Asta da. Să nu-i mai dai niciun cadru, Adriane, nu mai pui pe televizorul ăla, că nu ți-a vază. Vedeți, dacă îl supărați pe Mustafa, oricât v-ați chinui, nu mai apăreți la televizor. Deci cu Mustafa trebuie să vă puneți bine, nu mai faceți strategii, nu mai faceți nimic, vă duceți cu o vază, Mustafa, cu floare. Doamna Cristina, eu o să cumpăr alta. Dar nu-i promit că o să fie la fel ca aia. Bine. Da. Haideți să vedem materialul cu acea vază buclucaș. Vorba de un concurent care ar putea avea sentimente față de fosta iubită. Normal că le discut aici. Când am intrat în casă, am intrat singur, dar n-am intrat cu nicio iubită acasă. Am intrat singur. Ce am avut eu cu ea? Ai afirmat cu gura ta că prima lună ai venit la Caterinca aici și că ai luat tot ți-am zis. Și relația cu Alexandra a fost la mișto? Păi normal. Păi n-are nicio treabă, am intrat singur. Ce am avut eu cu fata? Pare că rău. Fost am prieteni, o să încheiat fiecare pe drumul lui. Acum fiecare pare are rău, relația lui, înțelegi? Vreau să-ți amintesc de unde știu informația cu Navi. Păi tu vii și vorbești eu, iar prost. Zic eu de unde am informația. Eram la un șpriț. Erai și tu cu mine la un șpriț. A, acum eram la un șpriț. Păi nu, eram... Acum n-am mai auzit. Pare rău, eram noi la un șpriț, toți băieții, că nu eram doar eu ăla cu șprițul. Eram toți. Că nu beau singur. Așa. Niciodată nu beau singur. Beam. Care mai fost și care o mai auzit informația? Beam, nu mă interesează pe mine că nu implic. Așa. Chiar dacă era și caz de față, el poate nu-și mai aduce aminte. Eu mi-aduc aminte perfect. Că erau informații care mă interesează și m-am gândit că la un moment dat o să fii prost de gură, o să aduci o chestie din afară și o să... Fii atent, asta fii atent. În ce spui tu acum, lasă-mă un pic. În ce spui tu acum, face parte din ce mi-ai zis în vestiar, nu? O să vezi tu că o să te lasă, Alexandra, nu? Nu, acum bă, ești la procesul ăla. Referitor la Lavi, ți-am spus, eram de față când tu vorbeai, era și George, dar George nu mai este aici. Probabil. Păi, dar fii atent. Omul n-ar fi mințit, ar fi spus pe bune. Păi, dar fii atent, dar ieri ce ai spus așa, Lavi este cu un bărbat în vârstă, acum se dezdrăbălează că ce a ajuns acum, pe tine te interesa mamă, că uite ce face, că este cu nu știu ce fată, care ăla bani, că stă pentru bani și că îi dă doar de mâncare așa. Și ce-i mai dă. Da. O ține așa din scurt. Așa. De unde ai tu informațiile astea? De dacă nu te ta? Interesează de ea? Păi treaba ta. Bă, dacă nu te interesează păi, treaba de, ta, de unde am informațiile păi, de aceea poți să trag foarte frumos. Pe tine te interesează. Nu poți să tragi. De aceea poți să tragi. Fii atent. Păi, fii atent, bă, frate. Explic. Păi, dacă mai acuzat. Asta mea relație. Păi nu mă interesează unde e, ce păi, fii atent, omule. Să fie în lumea ei. Păi, fii atent, omule. Suntem din acea zonă, avem și prieteni în comun și uite că probabil nu fi spus niște prieteni, înțelegi? N-are nicio treabă ce s-a întâmplat acolo cu emisiunea. Din moment ce ai stat și ai ascultat... Cum adică din moment ce ai ascultat? Ai stat și ai ascultat ce spuneam prietenii tăi referitor. Bă, uite, păi dacă pe tine te sună un prieten, nu și cu prietenii mai vorbești. De una, de alta, înțelegi? Nu mă interesează. N-avea nicio treabă. Am relații, nu mă interesează. Păi știi ce vrei să ieși? Tu acum încerci să bagi acolo strâmbe, înțelegi? Ca să te ajungă unde vrei tu. Acum ar fi să afli tu acum. Ai venit în vestiar, fii atent. Ieri ai zis în vestiar, nu. Ieri, socun, da. Bine, mă, ieri ai zis că ai auzit de la niște plăcuri. Mi-aduci mie că ți-am dat singur. Să fie Alexandra acum să stea să vorbească cu cineva. Ce face, bă, fostul soț? Bă, e acolo, omule. E acolo, e acolo. Comănici. Muncește. Băi, fii atent. Ieri ai venit și ai spus că ai auzit, că pereții au urechi. Azi vii și spui ce am spus eu cu gura mea. Te încurci singur în propriile tale minciuni, băiatul meu. Eu cred că ție-s pasă. Nu mai faci față, nu mai ești capabil? Băi, eu am spus așa. L-am auzit pe Codruț spunând. N-am zis l-am auzit pe Codruț spunând și că pereții au urechi. N-am zis niciodată. De ce n-ai venit și ai zis că am zis și ți-am spus eu ție în față? Ce ți-am spus? Bă, am zis că pereții sunt subțiri, ți-am dat așa Andrei, o firmitură. Dacă vezi că eu am evitat acest subiect și nu am vrut să-l discut în casă, în momentul de față și nu am vrut explicații despre acest lucru, tu de ce continui să vorbești, să dai cuvânt acestui subiect? De ce trebuie să ajungi să denigrezi o persoană cu care ai fost în trecutul tău? Ce-ai făcut tu ieri, Cazi? La început, în momentul în care am început să vorbesc de la... A, da? Cum îi întorci la mine, urmă? Nu! Eu nu vorbeam de faptul că dacă tu știi că a fost cu ea, nu e frumos să aduci în discuție chestia asta ca să enervezi Alexandra pe el pentru ce? Păi dacă e ceva, a fost în trecut. Bă, dacă vezi că eu nu am dat curs acestui subiect și nu m-a interesat acest lucru și vezi că nu discut despre acest subiect, de ce, Doamne, iartă-mă, veniți și-l discutați voi, că nu înțeleg! Păi ia pornim acest subiect. Nu înțeleg de ce?
Comunist, fii atent. Dacă când ai venit la mine în cameră, când te-ai dus cu Patru America... Patru, te doare de vorbele mele! Te doare de vorbele mele! Ce ai? Ce ai, mă? Ba dacă vezi că eu încerc să termin o dată cu subiectul ăsta, termin-o... Bă, vorbeam cu totul altceva, nebunul! What? Mă duc să iau și o gură de aer. Când mi-a dat Alexandra dimineața, băi, comănici, uite cât de bine te simți! Uite-te la tine cât de bine te simți! Măcar să n-ai face gesturile astea, că se vede clar că tu asta ai vrut, să bagi intrigă între ei. Dacă nu faci gesturile astea, mai cazi! Mariana, asta nu ți-a spus comunici când a fost cu americani celelalte două și au venit și m-au chemat și pe mine să mergem la ele și în mandul. Știu că a fost, lasă, că în momentul în care l-am întrebat dacă a fost sau nu la ele când a fost acolo, săptămâni mi-a zis că nu, dar nu s-a dat de gol și mi-a zis că a fost la ele la hotel. A primit și a meritat. Bine, Alexandra, 50 de euro. Asta putea să ne sară și nouă cu un ciob de acolo, asta e partea a 10. Mamă, vă omorea un ciob. Da, ne omorea, din cauza ta, că nu ai răs din gură. Plânge un pic. Din cauza ta, mă! Plânge. Mi-a zis femeia să taci din gură de 10 ori și vorbești în continuu. Auzi, dar până un altă și nu are dreptatea lui. Ce? Nu are dreptatea lui, care e problema? Nu trebuie să se scuze omul? Băi, fiți atenți aici. Eu mi-am dat seama de Alexandra de ieri. Fiindcă eu când am început să vorbesc despre subiectul ăla, Alexandra a amuțit. Știu. N-a scos niciun sunet. Se uita, nu urât. Păi nu, că a vrut să ascundă gunoiul sub preș. A vrut să ascundă gunoiul sub preș, ai înțeles? Fiindcă femeia a spus, nu-i dau curs lui Comănici, niciodată nu fac pe placul lui. N-a spus niciodată că nu e deranjată de ceea ce am spus eu. Și azi dimineață când tu nu erai în platou, de ce te căuta și te striga Comănici? Comănici, să vorbească despre ce am făcut. Am înțeles. Lucrezi, te uite asta ți-am zis eu. Prost erai tu dacă veneai și vorbeai. Cine, pe cine face la psihic? Să se uite subiectul cine, cu Codruț. Cine, pe cine? Pe, pe cine a făcut cine la psihic? Cine? Pare uite, rău. Iubita, Alexandra. Băi, mâine, gala mâine, gala mâine, terminați-vă. Trebuie să iasă favorită. Și Comănici, și Comănici. Este favorită, mi-a luat. Ei, Marinescu, taci gura ca și Marinescu, săracu, mă vede pe mine pe ecran, își bagă și el unghia în gât. Urmă, nu mă interesează. Dar ai intervenit tu când discuta Alexandru Comănici, că ți-e frică să nu-ți ia. El sparge următoarea vază. Băi, alo, am fost lungă zile aici, bă, favorit nebunului. Ai încercat, Marinescu, dar nu ți-a ieșit. Nu-mi dă zile aici de bun, de la susținere zero. S-a văzut destul de clar că... Lui Codru ți-a făcut plăcere, dar ce, de ce n-am cum să mint? I-a făcut plăcere să discute acest subiect. A încercut să vorbească despre fata aia și Codru, și Comănici, nu mai zic. Să denigreze o persoană care nici măcar nu face parte din această competiție și nu a făcut. Nu înțeleg de ce aduceți în discuție aceste persoane, nu înțeleg. Și ce-a spus Codruță în momentul în care a ieșit da, pe ușă? Da, că sunt turbată. Știi ce a spus Comănici în momentul în care a ieșit pe ușă? Le-am dat foc tuturor din dar nu mi-a dat mie foc el, pe mie mi-a dat foc Codruț, că i-am spus și în pauză și i-am spus că nu vreau să se discute. Și când am intrat în emisiune, i-am spus că nu vreau să se discute acest subiect. În primul rând, nu îi face parte acea fată din, din această competiție. În al doilea rând, nu vreau, pentru că mă simt eu penibil în momentul în care o persoană vine și aduce niște lucruri pe care ei le-au discutat la hotel. Mă simt eu penibil și pe bune, e urât. Ce spune Andrada, invitai fata la noi în competiție? Doamna Cristina, cazi iar, Lavi, dragă, te așteptăm în casă, era dragostei, să fii sora noastră. Până la Lavi, ce spuneai tu despre reacțiile Alexandrei? Erau false pentru mine, doamna Cristina. Cum adică? Doamne, Andrada, erau false. A văzut pe fața erau mea false, am și spus ieri la favoriți Alexandra. Doamne. Da, păi da, s-a văzut, ai dreptate, Andrada, îți dau dreptate în momentul Andrada de față. Andrada și falsitatea mea le-ai spart. Dar lasă-mă să spună care este problema, dacă eu îmi dau dreptate și gata. Nu pot, trebuie să sar neapărat și în plus de asta vorbeam cu Alexandra, nu vorbeam cu tine. Domnișoara Cristina. Și Marinescu spunea același lucru despre tine, Comănici. Ce? Că reacțiile tale sunt false. Pe ce reacție am? Așa, apropo, Comănici, hai să-ți mai spun eu un lucru. N-ai făcut pe nimeni tu la psihic, ca să înțelegi. Eu, dar în momentul în care eu nu am vrut să dau curs acelei discuții, a fost pentru simplu fapt că nu vroiam să dau satisfacție unor lucruri care nu ar fi trebuit să se discute aici în competiția asta, ai înțeles? Nu eu, vezi, Doamne, că m-a deranjat sau nu m-a deranjat. M-a deranjat ce fac eu pe că aeroport? Codruța a explicat, lasă-mă să spun, că Codruța a explicat în prima zi
când ai adus acest subiect, ai explicat, atunci trebuia să fie să se termine. Nu trebuia a doua zi să-l discutați din nou și să încercați să-mi induceți, cum a făcut și Cazi, că n-a greșit Codruț, sau să încercați să găsiți scuze. Este urât să stai să cauți scuze. Hai, lasă. Având în vedere că e vorba... Taci-mă din gură. Deci, mă repet, având în vedere că e vorba despre fosta iubita lui Codruț, care este concurent și ar putea avea sentimente, am hotărât eu că ar trebui discutat și chiar s-a discutat. Nu, dacă era un subiect care chiar nu trebuia discutat, cred că se punea un X pe televizorul ăla. Și doi, nu înțeleg de ce trebuia discutat ce am făcut eu pe la aeroport, atâta timp cât nu a intervenit niciun organ. Acel subiect eu l-am adus. A intervenit. Nu, nu că tu dimineață, în ziua respectivă, voi tu să comănici, comănici, mi-a șoptit o păsărică că ai văzut ceva pe la baie. Și care e problema ta? Da, păi a confirmat faptul că Alex n-a venit și a mințit despre tine. Pur și simplu am spus adevărul. Nu, draga mea, am recunoscut eu. Nu, n-ai recunoscut, draga mea, am recunoscut eu. Pentru că tu nu-ți mai aduceai aminte. Uite acolo femeia aia. Tu nu-ți mai aduceai aminte, îmi pare rău. Am recunoscut eu cu gura mea. Aduce aminte ce-ai spus în momentele aia. Am recunoscut cu gura mea că am spus în emisiune. Alina, așa. Am zis eu cu gura mea. Și să vă fie rușine că implicați persoanele din staff care vă ajută. Eu am văzut fata aceea cu voi în avion. Se chinuia să nu pierdeți voi avionul, să vă învețe cum să completați ce și cum. Și drept răsplată... O iubim, doamna Cristina. Da, știu, se vede. Da. Dar nu trebuie să ne bagați pe toți în aceeași oală, pentru că comănici este singurul nesimțit în momentul de față. Și el este cel care a vorbit. Eu am recunoscut în emisiune. Nu cred că avea, ești tu măsură să vorbești așa. Dar nu-i treaba ta cum vorbesc eu. Niciodată în viața asta. Nu ești tu mama, nu ești tata, nu ești nici vreun organ de poliție. Tu știi ce înseamnă la respect? Eu răspund pentru ceea ce fac. Dacă femeia asta mă vede pe mine acum într-o lumină mai proastă. Da, uite, dacă mă vede pe mine într-o lumină proastă. Sau are o părere proastă despre mine, este strict problema mea. Nu trebuie să vii tu să-mi zici mie, bă, vezi că tu afară ai vorbit cu cineva, nu știu cum. Nu e treaba mea, tu faci ce vrei afară. Dar nu am venit eu în primul rând, eu pur și simplu am răspuns acele discuții, ca să înțelegi. Pentru că femeia aia nu are grijă numai de tine, are grijă de noi toți. Așa că toată lumea are dreptul să zică ție că ai greșit, ai înțeles? Că nu are grijă numai de tine, are grijă de noi. Dacă toți. Este o persoană, nu ai niciun drept să vorbești astfel de o persoană pe care vorbesc o cunoaște cu toții. Atât timp că... De persoane pe care le cunoști tu sau ce anturaj ai, tu ai dreptul să vorbești cu vrei. Dar o persoană care are grijă de noi toți, ai dreptul să o respecti. Da. Ai înțeles? Altfel îți sărim cu toți în cap, cu vorbe. În cap, mamă leu. Cu vorbe, deci, băiatul meu. Încă o dată. Ceea ce am spus eu mai devreme se confirmă. Când vorbesc eu sau e vorba despre mine, Alexandru își dă cu părerea. Te caută. Doar la mine. Vă place vouă, niciun subiect, domnișoara Cristina. Domnii, toată săptămâna. Da, în caz că n-ai observat, eu l-am indus pe Alexandru și am spus că sunt vorbele lui Alexandru. Eu pur și simplu am discutat despre acel subiect. Aici. Eu l-am chemat în discuție. Nu a intervenit el, că a vrut el să intervină.